Anca Cârcu, în Tenerife, am mai multe afaceri, printre care am un local care se numește Paradise. Acest Paradise l-am moștenit de la fratele meu. Este un club. Ce este în club? E un club de 300 de metri pătrați, care acolo se găsește karaoke, cupe speciale. Adică ce înseamnă? Vine un client care e fake și fetele îl întrețin și consumația este zero. Adică este jumate, adică jumate eu, jumătate casa. Așa, uneori sunt 25 de angajate, uneori sunt 17 cu COVID-ul și cu toate nebunile, etc. Ultima dată, anul 2020, pentru că de atunci, din data de 15, atenție, 15.01.2020, Interpolul cu toate oficialitățile și așa, mi-a până în data de 01.01.2021, telefonul meu, viața mea în Spania a fost urmărită prin telefon, prin poze, când ieșeam cu copilul, etc. Da? Deci un an de zile, statul spaniol și român a dat voie ca în cei 9, printre care și eu, să fim, cum îi spune, urmăriți și ascultate telefoanele interceptările respective. Așa. În localul Paradise sunt multe angajate, dar nu-i problemă de nimica decât de două fete. Aceste două fete, să spunem, nu spunem numele lor adevărat, să spunem că pe una o cheamă Anda, care lucrează la mine de 6 ani. Și mai spune cealaltă fată, nu spunem numele ei adevărat, repet, spunem Lavinia, care lucrează la mine de 4 ani. Dacă eu am fost interceptată doar în acest timp, spunând că eu determin aceste două fete în ultimul an și la mine lucrează de 6 ani, e logic că nu le pot determina dacă lucrează la mine de 6 ani. Nu suntem nebuni la cap. Așa, bun. În acest dosar sunt 204 persoane vizate. Eu nu cunosc nici pe un bărbat de aici, nici de aproape și nici de departe. În toate interceptările telefonice, eu am aici decât, cred că vreo 5 mesaje date angajatelor mele. Eu, Anca Cârcu, nu cunosc aceste 204 persoane. Eu sunt Anca. Așa, pun aici o inimioară că... 204 persoane și vreo 16 arestări deocamdată. Așa, da. Eu nu cunosc pe nimeni de aici. Bun, și... Nici ei pe mine, nici eu pe ei. Când mi s-a dat foaia respectivă, am mers la judecătorie în Tenerife, da? Mi-am luat avocat de acolo, avocatul în familie Cârcu din Tenerife, Fernando Mesa, și am mers acolo, numai puțin să-mi pun la variera, pentru că așa e treaba. Așa, și aici nu am cunoscut pe nimeni. Erau mai multe persoane care ne-am întâlnit acolo și am spus, mă cunoașteți? Nu. Pe cine ești? Păi m-ai văzut vreodată? Nu. Păi de ce sunt cu tine? Așa. Aceste două fete nu mi-a făcut mie denunții sau ceva, Doamne ferește. Aceste două fete, Anda și Lavinia, au un iubit. Iubit. Pun aici o iubire, o inimioară, da? Au un iubit, adică un prieten, care iubitul respectiv îi cu Anda, cu fata respective. Eu n-am știut ce se întâmplă, decât când, iată, am aflat că acest dosar are peste 20.000 de file de conversații. Da? Iar eu am doar pagina de la volumul 17, volum, și am pagina 32 și pagina 34. Sunt 4 sau 5 mesaje unde nu se discută de împărțit, nu, decât ceea ce înseamnă. Aceste fete lucrează la mine cu carte de muncă, nomină, comision, rezidență. Ceea ce fetele au făcut după program nu este treaba mea. Ei, dacă de ce am eu 5 conversații cu fetele, niciodată, atenție, conversații cu vreun bărbat în toată viața mea, pentru că știu de la fratele meu, cu români nu vorbești, marocanii nu intră în local, uneori plăteam discriminare și amenzi și altele. Ok, așa, ce se întâmplă? Băiatul respectiv, să zicem Vasile, când am intrat la dosar, avocatul meu mi-a spus că Vasile vorbește cam urât
cu Anda și așa, și luându-le din, și le exploatându-le, Vasile, pe cele două. Eu n-am văzut nimica. Acel băiat, Vasile, un exemplu, n-a vorbit cu mine, nici eu cu el, nu m-a pomenit în mesaje, nici eu pe el, deci nu-l știu. Ca discuție, cunoscându-l, l-am cunoscut atunci în data de 02 februarie 2021, când mi-a spart casa. Deci atunci i-am cunoscut eu pe cei, aceste persoane nouă, din dosarul respectiv, adică din Tenerife, da? La judecătorii acolo. Așa, eu am doar 5 conversații cu angajatele mele. În timpul de un an de zile, localul meu a fost închis 7 luni. Și în aceste 5, sigur, mesaje spun că localul se va deschide, să veniți să o dăm tare, pentru că gândiți-vă, chiriarea locală. Tragem tare, așa parcă da, ziceți. Chiriarea locală este 3.000 de euro plus, 3.000 de euro plus, 3.000 de euro plus, 3.000 de euro plus, 3.000 de euro de 7 ori, sunt 21. A, așa. De sunt 21.000 de euro care eu, Anca Cârcu, am plătit la local fără să-l deschid. Și atunci, pe mine m-a întrebat dacă am văzut ceva ciudat sau așa. Anda și Lavinia sunt niște fete foarte, foarte frumoase, apropo, Hollywood-ul sărac. Așa, și ce fac ele în program, e treaba mea, pentru că îi carte de muncă și vin și semnează și pleacă, dar ce fac din afara programului, eu nu contorizez nici viața, nici mesajele și nimic. Iar dacă cineva este vinovat, să plătească. Atâta tot. Și da, pe mine sigur, sunt suspect din punctul lor de vedere. Suspect. Acum, România, țara tuturor posibilităților, poate să zică că sunt inculpat. Inculpat. Și totuși, sunt aici pentru acest lucru. Am un băiețel care are nevoie de mine, cu mare însăși Dumnezeu, de bunătatea noastră zilnică. Și vreau ca să ies din aceste lucruri, pentru că, atenție, atenție, am vorbit prea mult, avocatul nici nu dă voie să vorbesc, pentru că unele lucruri nu am nevoie să fie folosite împotriva mea, nu-i nevoie. Sunt nevinovată. Mie un bărbat dacă îmi ridică tonul, eu am o problemă. Eu tot timpul am spus la femei, și eu nu mai sunt cu tatăl copilului meu de aproape 5 luni de zile, pentru că îi trimiteam mesaje la fosta. Și am spus, eu, fetelor, nu reparați traume străine. Cel ce nu te respectă, cel pentru care tu nu ești o prioritate, du-te și mișcă-te și nu sta acolo ca să spui că mi-ai dat o șansă. Nu, lasă șansele, dă-le la altul, că e mai bine, e mai sănătos, mai ok, mai așa. Și dacă eu întotdeauna am susținut, susțin și voi susține femeia, pentru că sunt, iată, o feministă convinsă, eu niciodată nu accept cineva să ridice vocea. Dacă eu acum, de exemplu, sunt aici și cineva, probabil, nu știu, o bate pe cineva sau îi dă un picior, eu intervin. Deci eu nu suport așa ceva. Pentru că eu am fost crescută în respect, în educație și femeia a fost primordială și etc. Și atunci, dacă aceste 204 persoane, la rândul lor, cică ar fi maltratat femei și le-ar fi dus la produs în stânga și în dreapta, și sunt comentarii, pentru că nu-s degeaba 20.000 de file, iar acest dosar, cum a spus avocatul, va ajunge pe la 150.000 de file, așa? Eu am doar 5 conversații cu angajatele. Atenție! Nu cunosc acești șmecheri de dorobanți. Nu cunosc aceste lichele, acești oameni care la rândul lor maltratează, împart banii, etc. Am văzut într-adevăr niște mesaje și nu mai contează cum și de unde. Unde zicea, câți bani ai făcut? 20 de euro. Și așa, adu-i aici, morții. Etică, nu vreau să reproduc. E un limbaj foarte, foarte, foarte urât. Deci eu nu pot să trăiesc într-o astfel de toxicitate. V-am spus, în relația mea, revenind, când am văzut că lucrurile se mișcă spre o altă direcție, am mulțumit, mi-am luat patria protestat și custodia copilului și sunt o femeie liberă. Nu judec. Nu pun întrebări și mă duc mai departe, pentru că va veni un om în viața mea care va sta. Nu, nici nu intră, nici nu iese. Deci lăsați-mă că eu știu ce sunt și luați în ce vreți voi. Cum zicea Socrate, prima dată te vor critica, te vor urâ, vor zice că ești nebună și pe urmă îți vor da dreptate. Vă rog frumos. Da, ați explicat, am citit și eu memoriul de arestare. Da, ați văzut, vă rog, da, am explicați. Citit, da, are vreo 14 pagini, e vorba de niște discuții pe care le-ați avut. Exact.
Da? Simple. Cum spuneați? Le spuneați să fac, să tragă tare pentru... Deci nu, mă rog, în memoriu nu apar niște chestii clare. Vom vedea ce vor decide judecătorii, ce vor decide magistrații. Mulțumim mult pentru prezența aici în emisiune, pentru că s-au clarificat niște lucruri legate de situația noastră politică, legate de situația juridică. Da, pentru că nu sunt o intrusă, pentru că nu am fost cea care am agasat, nu am fost cea care am spus, vă rog frumos să mă vedeți și așa. Am intrat ca și un susținător. Am intrat din toată inima mea. Am intrat făcând presiuni, iată, la părinții mei, spunând că și afacerea asta o să dau. Ei au afacerea Paradise, nu mai este a mea. O, din data de 15, apropo, 15... Nu, pardon, 13, stați că asta nu o uit, 13.01.2021, afacerea are transpasul, are altă persoană și aceste fete lucrează în continuare. Nu știu ce procurorii pe cine vreau să salveze. Bun, dar are vreo legătură dosarul cu faptul că ați renunțat la afacere? Nu, nu, asta vreau să spun, că din data de 2, din 13 antia, da. Eu nu mai am localul din data asta, dar ei au venit la mine și au văzut localul în data de, bine, cu alt proprietar. Așa, deci asta a fost declarat ca o concluzie. La ce vă așteptați în următoarea perioadă din toate punctele de vedere sau nu știu, ce sperați să se întâmple? Este... Cu procesul, cu partidul? Da, acest proces, iată, va dura, că vreau eu, că nu vreau eu. Pentru că aceste lucruri care s-ar spune că le-am văzut sau că le-am impus să le facă cineva, sunt încadrate niște ani urâți. Și atunci doar pentru acest lucru va continua. Eu doar vreau ca să fiu sigur lângă copilul meu, dacă nu vreau ca să mă închidă pentru că nu au de ce, pentru că nu sunt pericol și că nu am fost și nu voi fi. Și dacă au de gând să-mi dea la arest, să îmi dea desemnat, etc., pentru că există o comisie și nu mai știu ce și așa mai departe. Dar sper ca România anului 2021, pentru că în Spania nimeni nu te ia pentru 4 mesaje, ca să îți îngrădească sigur libertatea. Dar la noi este posibil orice. Procurorii din Turda sunt niște procurori care la rândul lor cer arestarea mea. Nu știu de ce, pentru că mai mult de atâta n-am cum să vă spun decât să mă face să le repet.